Elevii cer desființarea intrării separate pentru profesori în școli. Măsura este propusă de către Consiliul Național al Elevilor și ar putea fi cuprinsă în noul statut. Elevii vor să treacă cu profesorii prin aceeași ușă. Consiliul Național al Elevilor a realizat raportul anual privind implementarea statutului elevului, consultare la care au participat peste 17.000 de respondenți din întreaga țară. Vorbim despre 15.000 de elevi, dar și despre 2.000 de cadre didactice din toate formațiunile de învățământ, atât din mediul urban cât și din mediul rural. Principala revendicare a elevilor face referire la eliminarea intrărilor și a ieșirilor separate pentru școlari și cadrele didactice. Majoritatea școlilor din România sunt prevăzute cu două ieșiri, una pentru profesori și una pentru elevi. Această măsură a fost implementată în perioada comunismului, în special din rațiuni de siguranță la incendiu. O altă solicitare a elevilor face referire la faptul că școlarii care au împlinit vârsta majoratului să poată părăsi unitatea de învățământ în timpul programului, totul în baza unei declarații pe propria răspundere. Elevii cer ca acest lucru să fie corectat prin noul statut al elevului. Concret, ei solicită să nu mai existe intrări, ieșiri separate din unitatea de învățământ destinată exclusiv profesorilor. Asta face ca elevii să le fie restricționat accesul în mod ilegal în prezent. Cel puțin așa rezultă din documentul citat. 16,6% din respondenți la sondaj susțin că le-a fost încălcat dreptul la educație, prin faptul că le-a fost refuzat accesul în școală sau la orele de curs. La consultare au participat cadre didactice și elevi din mediul urban și rural și din toate formațiunile de studiu. Printre problemele semnalate sunt probleme legate de asigurarea transportului gratuit al elevilor la școală, încălcarea dreptului la educație, dar și de modul în care au fost sancționați elevii pe parcursul anului școlar. În raportul de 52 de pagini, elevii și profesorii au fost întrebați și cât de ușor s-au adaptat sistemului nou de notare și structuri pe module a anului școlar. Elevii mai cer, printre altele, să nu mai existe elevi ambasadori anti-bullying sau introducerea noile programe, inclusiv în cele de examen a mai multor opere redactate de către autoare feminine, relatează evenimentul zilei.ro.